Ești pe fugă, nu ai ce să mănânci, scoți repede o rondea de orez expandat, o mănânci și toată lumea e fericită. Toată lumea, mai puțin intestinul tău. Am văzut porcăria asta de alternativă la mâncare și mai trist este că e recomandată de foarte mulți specialiști în domeniu. Însă studiile în această direcție sunt destul de controversate. Valoarea nutritivă, nimeni, nimic, nu ne mai gândim la nutrienți. Îmi pare rău să vă spun, dar nu prea există în acest preparat. Și astfel, dacă tu înlocuiești o masă importantă, bazându-te pe orezul expandat, s-ar putea să-ți priveze organismul de nutrienți care în timpul să-ți afecteze funcționalitatea unor sisteme chiar importante, cum ar fi sistemul digestiv. Zahăr și sare adesea sunt adăugate în aceste produse. Vorbim despre un produs care trece printr-un proces de rafinare, de prelucrare. De fiecare dată când am gustat chestia aia, n-am putut să-mi mint creierul că de fapt aia este mâncare. Nici digestia nu a stat prea bine și nu am văzut oameni cu colonul intact care consumă așa ceva. Mâncați, oamenilor, mâncare normală, mâncați mâncare nutritivă, mâncați mâncare adevărată, nu mai alegeți varianta simplă de buzunar care nu expiră niciodată, nu se strică și mai ales nu se prea digeră.